Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou match competitiv de Overwatch. Sper să vă placă. Hyper to Attack Pharah. Cu asta o să joc cel mai mult în atac, poate și cu Tracer, dar momentan asta mi se pare ceva mai lejer de jucat și măcar să intru în platină. Și după aia să încep să joc Tracer și alte chestii. Nu uitați, dacă vă place seria asta, să apăsați butonul de like. Chestiile astea nu sunt obligatorii, dar ajută extrem de mult canalul. Pharah. Nu prea-mi place că nu avem un tank gen Reinhardt. Dar bine a fi. Îmi dau coș. Nu mă împinge fraiere, na. Dă-i tu. Ce bulangii sunt ăștia. De acolo n-am dat niciodată coș, de aici am dat de câteva ori. Și știu în teorie cam unde ar trebui să mă poziționez și să dau coș, dar nu. Nu prea mă lasă ăștia să dau la coș. Bun. Round 1. Capture the objective. Nu prea îmi place harta asta. Sincer să fiu. Ah, nu. Trebuie jucată. Aici sunt șanse destul de mari să arunci pe cineva jos de pe hartă dacă reușești să prinzi EU ca lumea. N-am aruncat pe nimeni, serios. Barrier destroy. Bun, direct în play am dat-o la 3 să ieși nimeni. Nu-mi place foarte mult să joc gen... să stau pe obiectiv. Îmi place să încerc să-i scot pe ăștia. Să le dau damage și chestii. Adică degeaba stau pe obiectiv dacă nu fac treaba. Și cu Pharah mi se pare mai lejer să dau de la distanță gen. În loc să stau pe obiectiv aiurea și să fac nimic. S-o sinucis? Da, s-o sinucis. Tracer al lor. Trebuie să dau să-i spargă la scutul și bine a fi. Dacă intru pe aici. Opa. Uite, frate. Ce focus îmi face asta cu D.Va, ești nebun? Un HP mi-ar trebui acum. What the fuck? Incredibil, frate, cât bulan au ăștia. Guys, can you not run in alone, please? Wait until you are. Hai că am ultimata, mă. Dacă dă cineva ultimata. Să-i țină pe loc, ar fi fain. Oh, nice. Ajung și eu pe punct ceva, chestii. Nu, frate, am luat double kill-ul, dar am luat ăla din spate, Junkrat-ul vieții. Dar oricum, double kill-ul zic o făcut. Uite, am luat și punctul. Back in action. Mă mir că n-am gol, totuși. Hai, fraiere, iau un mufă direct de tine, drag. Trebuie să fiu atent. Am face focus ăsta cu Ana. Ana fiind măsa lui vagabonta asta de Pharah. Oh, nice! O gângaure, auzi. Bă, dar noi n-avem healer, frate. Un heal n-am primit tot meciul ăsta. Deci jur, un heal n-am primit până mai înainte. E serios, ce pui mei. Am scos-o pe Ana. Ce să fac, fratele meu? Aia joacă acolo primate, e clar. Își dau heal numai între ei. Și overtime, dacă n-ajung acolo în timp util, e dată dracu treaba. Hai, frățioar, mai rapid. Aoleu. Deci nu-mi vine să cred. Foarte aiurea. Nu mă mai duc cu Pharah, că nu prea pot să fac mare lucru din câte văd. Să-mi iau altceva. Gen. Să mă gândesc. Ar merge bine... Zaria. I have 4 gold. De parcă la ei nu 5 gold în pana aia. Se laudă asta cu platina lui. Because Tracer thinks she can carry through the game. Fraiere, ce tau cu laserul. What the fuck, cum mi-o dat? Cred că au sniper. Da, au sniper. Ready for battle. Ia să ai prostul. Ia trebuie să o scoatem în pana mea de Mercy. Trebuie să-mi încarc șotunul ăsta. Și apoi bine. E, dă-te dracu, te jec. M-am mâncat și-o consumat ultima ta pe mine. Ăla cu Tracer de la ei joacă de rupe. La noi Tracer-ul inexistent. Perseverance is the key. Hai să-i dăm. What the fuck? Oh, nice. Opa. Bun. M-a pălit careva de undeva, dar nu știu de unde. Go to hell fucking pay. Nice. Vreau să ajung iar în platină, la Overwatch, minim platină. Hai bă, cum nu-l bolesc acolo? Interesant. Nu da somn. What the fuck, ce mă aruncă și în toate direcțiile, ești nebun? Uită-l, frate, pe bulangiu. Cât mă disperă Junkrat-ul când văd că nu mă stă acolo ca un bulangiu și tot aruncă cu chestii. Cred că trebuie să le iau și eu. I am not a sore loser. Get on the objectives. We cannot let it fall into their hands. Aoleu! That's whack. Holy pateu! E pana mea. Am 19 HP. Asta n-aș putea să fug. Da, să fug în mama dracu. Hai că schimb din nou. Că nu merge deloc mie. Mă, nu știu ce naiba să-mi iau, frate. Mă întorc la Pharah, că nu prea avem damage. Deci ar fi trebuit să-mi iau un healer, că văd că ăla o schimba din Lucio. Bun. Hai, fraiere, jos de acolo. Opa. La Mercy. Dacă scoatem healerii, după aia e destul de lejer față de... Fuck! Cum i-o arunca pe aia? Bun. Nice! La 99%. Damn! Ce voce de bagabanta are? Are bagabanta? Hai, zi-mi dau coș. Să mor tu! Puteam să jur că intră. Hai să iau eu un healer. Nu de alta, dar n-avem healer. Și da, e bagabontă. Hai în pana mea. Nu prea-mi place să joc cu healer și din astea, dar nu. What the fuck? Hai, așa că-ți dau ție. Hai că am dat un mare heal acolo. O să pot să-i arunc aici în gârlă, dacă reușesc să-i prind. Nu! Holy fuck, era să obelesc. Audio medic! Întăvărule! Aere! Aproape. Măcar l-am scos din luptă pentru câteva secunde. Solva-te! Bun. Nice! Culmea că am cel mai mare damage. Al doilea cel mai mare damage. Și totuși joc suport în runda asta. Și runda trecută am jucat tank. Gen. Mamă, ce counter am făcut la ultima dată la asta. O și ieși din match. Fix ăla cu Pharah. O la maxim, că am dat acolo ultima ta perfectă. Sunt și eu on fire. What the fuck? Ce-o venit itel? Mamă, ce bastăr cum i-a dat. O revenit ăla înapoi. O revenit înapoi. Da. Pentru că și din limba română și... Înțelegi? Baba bătrână. Opa. Mamă, și l-am pleznit direct în Mufasa, nice! Am jucat foarte bine cu Lucio. Nu mă așteptam, am fost și on fire. Să dăm cu niște apă. O să merg tot așa, dacă am mers bine, de ce nu? Deși aș fi preferat să-mi duc cu ceva cu damage, că nu. Aia îmi place să joc cel mai mult. Campion gen Pharah, Tracer, D.Va. Dar să zicem că e ok și așa. Cu Lucica, dacă te câștig meci, bine. Deschide porta, creștine. Am venit și noi la tine să băgăm nu știu ce. Bun, deci, what the fuck, bulangiule. Încă nu e activ punctul, deci n-aș vrea să intrăm în zona aia de conflict, what the fuck. Bun, acum e activ punctul. Să sperăm că nu mai are scutul sau din alea. Am dat cu mare heal. Nu, frate, nu am... Oh, fuck. Oh, fuck! Mamă, cine o ars asta cu D.Va, ești nebun. E foarte tare D.Va. Mai ales pe puncte de genul pe care trebuie să le păstrezi un anumit timp. Dai o ultimată barosană și te-ai scos. Mamă, cât e de low ăla. Nu, frate, mă, nu mă protejează nimeni, puii mei. Mă disperă fazele astea, bă. Toată lumea se uită la drept. Mai ales în rank-uri, deci mă disperă la maxim, nu văd. În dracu poți să joci ăștia ta, să nu protejezi suportul. Când echipele adverse stau călare pe suport. Uite-l pe ăsta, băgați ar gro de nas. Opa. What the fuck? Let's break it down! Hai că avem HP-ul. Nu pot să o arunc pe asta, oricum revine cu propulsoarele vieții. Toată ăla cu mare bastârcă. Frățioarilor, încă vă aștene și... What the fuck? Nu știu care m-a pleznit acolo, dar mi-a dat bine. Barrier destroyed. Holy fuck, care erau șansele să vin fix în momentul ăsta? Nu se poate, bă, omule, cu pula mea, e incredibil. Scapă cu un scuipat HP. Și culmea că fix atunci vine și ăla din spate și îmi dă. Nu știu cât e de util Hanzo pe harta asta. Dar nu, să zicem. Da, și cam asta o să fie ultima luptă, cum ar veni. Cine câștigă aici s-o scos. O venit bulangiul ăsta cu ultimata și mi-a oferit. Da, ei au câștigat punctul ăsta, nu, n-ai ce să faci în fază de genul. Și chestia asta că ăla și-o putut da cu zeniata ultimata nu mi se pare corect. Ori îngheață, ori dă-l în mama dracu. Go die. Nu mă mai duc, să meargă dacă vrea cineva healer, îmi ba picioarele. Nu-i de mie healing-ul. Mi-a fost de ajuns. I can't play it if you don't protect me. Okay. It worked quite well, except on this light, this one not. O băga mea-aș. Mă disperă, eu nu pot să fac nimica. Când joc suport, nu pot să dau damage, să rup, să fac treaba bună. Nu uite-te la asta. Opa. Na. Ce? Bă, cum să joc suport în puii mei când ăștia stau numai la plezneală în pana mea? De asta mă disperă să joc suport. Că și ea nu sunt în stare să joace ca lumea. Poftim. Imediat mor din nou. Și nu pot să fac absolut nimic. Ca și suport, mă plin numai pe hartă. În mod normal aș juca mult mai bine decât ăștia. Așa de carry sau ceva. Bine, de carry DPS. Am belit-o. Trebuie să sar pe aici ca un tâmpit. Dacă vrei să scapi ca și suport. Și l-aș opus Widowmaker pe bune. Frate! Fix când apăzi ultima dată, atunci am mort. Fix atunci. Deci nu cu o secundă mai repede, nu cu o secundă mai târziu, fix atunci. Care erau șansele oare? Se poate oare mai ghinioniți decât mine, ce? Să-mi fac picioarele. Sunt cel mai ghinionist om pe care îl cunosc, gen. M-ar veni în live. Nu știu pe nimeni mai ghinionist de atâta. Oricât de dubios sună și, nu știu, egoist sau ceva. Să-mi bat piciorul atâta ghinion. Mai era. Mă uite-te. Bun, ești prostă. De la 99% l-am întors. O singură secundă dacă pierdem obiectivul, ne-am dus. Și trebuie să fac damage cât mai mult ca să-mi pot reface ultimata. Need healing, dar... Bun. Hai că e bine până acum. Iar mă plezni, frate. Să mor Franța dacă îmi dau seama cum omoră instant. O, dar m-a la plezneală acolo, la grămadă și mă păli pe mine, frate. Care erau șansele? Fiind vorba de mine, imense. Oh, nice! Ce fain era dacă aveam o Pharah acum să-mi dau ultimata, nu? Nu-mi fârlitul ăsta. Oh, nice! I'm on fire din nou. Au ei Pharah. Bine, adevărul e că joc foarte ok și ca suport, dar dacă nu-mi place că nu prea pot să fac damage. Ceea ce mi se pare foarte ampulea, cum ar zice un mare scriitor român, Mișu și Ionica. Vine lumea pe punct, gen, fac defense singur sau? What's the fucking problem? Nice, overtime. Am întors eu la 99%, nice. Victory. Power. Deja că sunt suport bun, chiar dacă nu-mi place să joc suport. Normal că ăsta. Vagabondă D.Va. La faza aia, bulancie. La care să-i dau, uite, defensive assist, nice. Dacă-i dăm la asta. Deci și ăsta 49 de eliminations, mai bine cred că-i dăm la asta. Să vedem XP-ul. Aproape să fac level, 7466, extrem de mult XP. Am 11 cutii, cum am zis, pe la vreo 20 ceva o să fac un case opening. Cred că la 25. Să fie ceva mai interesant, să-mi garanteze cumva o legendară. Da, career high. Deci aici trebuie să ajung undeva. Cred că pe la 2400 sau 2500 de platină. Sper să reușesc să ajung din nou în platină. Cam atât și cu meciul ăsta. Până data viitoare, mulțumesc de vizionare, salutare și ne revedem pe stream.